este originea vieții oare? Lumea a fost creată de zei sau de extraterestri? A apărut ea prin evoluție chimică sau a venit din spațiu? Teoria creaționistă. Toate religiile includ o explicație a vieții pe Pământ în scripturile lor. Majoritatea religiilor au propria lor poveste de creație. Esența lor este bine cunoscută. Cineva sau ceva, o ființă sau o forță supranaturală, a făcut tot ceea ce este viu în natură și în univers. Fiecare cultură își are versiunea sa proprie. Monoteiste sau politeiste, religiile lumii includ, ca elemente de bază, mituri legate de apariția vieții. Printre cele mai interesante se numără miturile japoneze și tibetane. Unii creaționiști spun că Dumnezeu a făcut acest lucru într-un singur eveniment creativ. Alții nu limitează creația la un singur eveniment, dar susțin că toate formele de viață existente astăzi au fost create prin acțiunile lui Dumnezeu. Organismele create de Dumnezeu nu pot produce specii noi. Numai Dumnezeu poate face acest lucru. Până data viitoare, rămâneți curioși!